Salutare, prieteni, și bine ați venit la Black Tiger. Cu venit la un nou episod de Pure Farming. Am zis să mai facem un pic de progres în joculețul ăsta, iar noi trebuie să mergem acum prima dată. Mi-am angajat un care să-mi vadă de terenul. Mai am un singur teren de semănat, dar uite, văd că aici deja și crescut grâul. Pentru că aici nu contează, adică nu depind de anotimp recoltele. Prima dată vreau să iau de la seră tot ce s-a făcut și să depozitez aici, că după aia o să vând eu mai încolo. Vreau să văd dacă cumva s-a mai adunat ceva lapte ca să mereu să mai vindem, că după cum bine se vede în bara de sus, avem doar un sfert, încă n-avem nici jumate progres pentru misiunea asta cu vândutul laptelui. Și sper să ajung măcar undeva pe la jumate în acest episod. Că din ce văd, văcut să le produc foarte greu lapte, nu știu de ce. Și eu știu ca maximum de văcuțe. O să trească să-l duc pe tractorul celălalt să semene și pe celălalt teren. Numai să termin eu aici cu animalele. Că din ce am văzut, am primit notificare cum că auăle trebuie luate dacă nu se strică. Și care e faza cu găinile? Că iarăși mai am găini. Da, nu știu care e faza, când eu am avut găini, dar nu mai am găini. Da, mi-am luat din nou pui, nu știu care e faza, ce se întâmplă cu găinile, trebuie schimbate, la un anumit timp, asta e foarte ciudat, pentru că am avut găini. Da, anyway, hai că dacă mai țin eu bine minte, cred că aici așa era depozitul. Da. Oh, super, faină animația asta, se aseamănă cu aia din farming. Bun, vreau eu să testez, dar prima dată vreau să testez să văd dacă merge să de împrăștiat. Să împrăști bolegarul pe teren, ca și îngreșământ. Da. Doar că pentru asta mi-e întrebă tractorul ăsta. Asta îmi trebuie ca să... Da, se pare că stau detașat. Stai așa să atașăm asta. O să o ducem pe teren celălalt numai să... Merem noi un pic. Și să umplem... Remorca aia cu cupa, că din ce văd... Aici nu e pe... Cum e în farming. În farming mergi lângă silozul ăla și poți să te încarci direct în remorca. Aici, din păcate, nu se poate. Trebuie să încarci tu cu... front loader-ul. E, asta este. Dacă jocul doar posibilitatea asta oferă, așa facem. Vreau să vedem dacă pot să-l pun ca și îngreșământ. Normal, logic, așa ar fi să trească să-l propune. Acum rămâne de văzut. Hai să vedem dacă mai știu cum se controla. Șmecheie asta. Ah, ok, bun. Deci așa era. Uite, pentru că eu o să învăța cu controle din farming simulator. N-ai, că deja l-am și
coli pe jos, da, deci am se învăța cu controlul din far disperator. Da, uite, exact asta era să fac din nou. Este că diferă, în, e tocmai invers de cum e în farming. Așa. Da. Nu se prea vedem cine știe ce. Așa, o să mergem. Așa. Oh, oh, ce intră, frate, ce accelerație are tractorul ăsta. Cam brânză intră. Avem deși sunet de environment acolo, de muște, cum că s-au adunat multe muște. E un aspect fain. O să vreau să umplu asta, să văd dacă cumva pot să folosesc maniurul ăsta. Aș îngrășa mult pentru terenul. Acum, nu știu dacă se mai pune pe terenul ăsta, având în vedere că el deja a răsărit grâul. Sau cine știe, poate că îl ia în calcul. Vreau să testez, să vedem, că sunt foarte curios. Cum lucrează jocul ăsta la acest capitol? Trebuie să dai înainte să... decât după ce ai arat, sau poți să dai și după ce ai semănat. Și înainte să crească planta, sau poți să dai și după ce a crescut planta asta, na, încă... Trebuie să vedem că trebuie testat, practic. Ideea e că în jocul ăsta te miști mai lent cu frontul loader-ul, pentru că trebuie să-ți ia apăsat pe tasta X în timp ce îl controlezi și tu nu poți să mai înaintezi cu tractorul să faci alte sarcini. Of, 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 controlul ăsta de la... Da, se învață acolo de farming și... Da, mai avem 20% și maniuri, dar destul de puțin din ce am văzut eu. Da, eu zic să mergem un pic așa, să testăm, să vedem dacă cumva se aplică ceva pe teren. Nu de alta, dar la aer o să încărcăm maxim, dacă cumva o fi să nu mai pot să aplica. Am aici, lângă casă, un teren care... Oh, oh, ce Dumnezeu s-a întâmplat aici? Na, uite. Na. Ok, deci... Bă, ce naiba? Hai, mă, sper să ieși. Doamne, s-o băgui remorca acolo, mă. Trebuie să fac să ieși invers. Bun, hai să vedem. Am aici terenul, wow. Controlul ăsta. În care au crescut deja grâul. Și vreau să testez să vedem dacă nu merge asta, el până în continuare cu ăla să... Da, cred că ar trebui să se pună undeva la fertilizare, nu? Hai să vedem. Oră? Aha. Ok. Da, bă, uite, se pune la fertilizare. Ok, ok, bun. Deci cam așa de treaba. Bine, nu vedem, asta e problema, că nu se vede nimic. Eram curios și eu de textura aia cum ar arăta, dar... Na, acum având în vedere că a crescut,
Facem o geometrie. Știi? Hai că avem fertilizare de 14%. Bă, nu-i rău. 15. Hai că fertilizăm destul de repede. Se pare că se consumă ceva maniur, dar parcă nu foarte mult. Da, e bine măcar că avem urmele astea care nu ieșim. Tractorul și-a putea aproxima undeva pe aici și știm că, bă, cam asta ar fi distanța. Da, interesant. Animațiile sunt faine, nu pot să zic. Particulele astea de prăștiată sunt ok. Și e bine, se pare că putem să fertilizăm chiar dacă a crescut. Grup. Nice. Practic e prima dată când fac chestia asta în jocul ăsta. Eram chiar foarte curios cum funcționează. Bine, și pentru prima dată, pentru că... Na, știți și voi, abia acum am reușit să iau și eu. Bine, de cu ceva timp am reușit să iau remorca asta. Care împrăștie și... Da, se pare că consumă ceva maniur. Dar, oricum, pare să nu consume mai rapid decât în farm. Acum nu e neapărat să fac 100%, având în vedere că nici nu văd pe unde am dat. E ok și așa. Cât o fi să fie. Mă sunt curios dacă producția o să fie mai mare. Mai irigația, care și acolo trebuie să aducem apă, să dăm pe teren. La spraying, nu știu, trebuie să vedem și acolo. Ok. Bun, s-a terminat. O să mai aducem. Da, deci cam așa stă treaba cu maniurul și cu împrăștiatul acestuia. Stai că... Doamne. Da, așa se treaba cu maniurul. Bun, bine de știut. Încerc să bag cumva foarte aproape, nu de altă, dar... Na, vreau să ajung și eu cu cupa. Hai să mai punem câteva cupe, că o să ne ajungă. Bine, era bine să fie încărcat tot. Și așa, eu puteam să mă duc să fertilizez până la semănat pe terenul celălalt. Dar durează oricum. Încărcat pe aici. După cum bine ați văzut, jocul aici te obligă să încarci. Nu e chiar așa, opa, nu e chiar așa automatizat cum e Farming Simulator. Da, e ok, jucăm cât mai realist. Bun, hai că mai pun poate încă o cupă, vreau să... Dar de fapt, probabil, poate ajung ca să dau cupe. Am mers să mai dăm aici cât mai avem, după care vreau să văd un pic de lapte, dacă s-a mai produs ceva lapte. Și o să mai fertilizez eu.
off recording pentru că durează tot procesul ăsta. Na, vedeți și voi încărcatul la maniul în remorcă durează. Da, bun, mai mergem acum tura asta și eu zic că e suficient. Așa, bun. Avem aproape 100%, dar e bine oricum, nu vedem noi pe unde dăm acum. Eu zic că e ok. Trebuie să mergem să vedem de... Așa, bun. Mergem să vedem de lapte. Parcăm și noi remorca asta la locul ei. Bun, mergem să vedem. S-a adunat ceva lapte? Mai am eu ceva cinstern, dar vreau nici să mă tot plim, știi, de nor cu treaba asta. Taule, nu m-am mie ceva de lip. Trebuie să vând 24, am mai vândut, dar nu știu, nu mai țin minte exact cât. Nu știu care e schema, mă, de nu mai prea dau vacile astea la fel. Mâncare au. Da, interesant. Dați lapte, bă, făcuți-l. Hai să punem pe omul ăsta să mai... semene un pic. De genul. Bun. Hai să păi atașăm din nou sămânătoarea mea, să sămână și celălalt teren, că doar unul singur mai avem. Și... hai de un pic timp înainte. Ok, am făcut terenul, de fapt, un singur teren sau... de fapt, da, știu că doar o să fie teren parcă am mai avea. Da, terenul 1. Terenul 4 e făcut. Yep, e făcut. Terenul 3 din nou e făcut. Da. Fertilizatul o să mă duc o să văd el. Da, hai să punem aici un om să angajăm să facă treaba asta. Cred că mă ocup de araș pe... semănat în, în jocul ăsta. Nu, dar ce are de mele așa? Rău, nu știu care e faza cu semănătoarea asta, că uite ce în ce mă duc cu ea. Și eu acum practic nu lucrez cu ea. Aoleu. Trage așa, trage mult către stânga, către dreapta, că avem. Interesant. Ce să zic. Da, hai să mai angajăm un omul așa aici, că ne iau 1000 și ceva. Bine, domnul, a fost treaba că... de-aia te plătesc. Bun. Așa, bun, hai că ne mergem... în mașină. Pam 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 pam. Stai că nu am nimic.
Da, cu serele momentane sunt ok. O să mai dăm un pic timp înainte, mai încercăm să dormim și noi. Probabil în data viitoare o să crească să și recoltăm grâul. Să facem din nou baloți. Da, sunt curios să văd după ce mi oferă jocul, după ce mi-o fac misiunea asta. Precis ne va mai da ceva misiuni. Să mergem să luăm un pui de aici, de la sera. Nu știu mă care e faza cu găinile alea, mă, de ce? Îmi dispar găinile după anumită perioade și produc foarte puțin ouă. Știu care e schema. Eu acum tot depozitez roșii. Când o să merg să le vând, sper să obțin un preț bun, având în vedere că eu tot depozitez aici mult. Vreau să le vând, vreau să vând mai multe odată, știi? Atunci când o să vând, așa e. Atunci măcar zic și eu, bă. Îmi iasă ceva bănuți. Încă nu stau chiar foarte senzațional, pentru că din ce văd am ceva costuri destul de mari și încă mănâncă bani. Să zic așa. Dacă mă uit la statistici, Farm Economy, noi avem un incoming de 317 și avem un cost de 352. Deci suntem oarecum în minus. Cu 5% daily profitable minus 3000 și ceva. Pe săptămână profitul minus 43 și pe lună minus 35. I don't know, nu prea înțeleg exact care e faza cu astea. Grânele. Da, la vegetables, weekly incoming de 2000 și ceva și se pare că avem pe lună de 18.000, bă. Nu știu ce să zic, că nu prea simt. Nu știu care e faza cu... Na, de fapt nu. Ceva, cred că am citit ceva, nu știu, confuzie un pic acolo. Na, bun, hai să dormim, că în jocul ăsta doar la ora 10 te las să dormi. Water resources running low, bla bla. Ok, bun. Hai să vedem din nou cu... Cu ăsta. Laptele tot nu s-a mai produs nimic. Niciun lapte. Mă rog, hai să vedem. Nu, mă. Nu vrea. Sau nu mai produs momentan nimic. Ba da, 2%. Acum. Aoleu, dar e greu, mă. Na, greu cu lapte. Da, foarte greu. Bun, s-ar putea să trească să recoltez eu. Ia să ne uităm un pic pe terenul ăla. Încă nu, ok, deci se pare că mai durează până se face. Eu o să mai văd un pic de...
terenuri ca să le mai dau cu fertilizator și tot ce mai trebuie, iar noi ne vedem data viitoare, unde sper să putem termina misiunea asta cu vânzarea de lapte, pentru că sunt foarte curios să vedem ce oferă, adică ce misiune va mai da jocul după aia. Apropo, nu cred că v-am arătat deloc cum arată în interior, cam așa, what? Însă o tâmpitușă. Cam așa arată în interior casa. E frumoasă. Da, nu-i cine știe ce. E faină, texturi faine. O căsuță faină. Bun, fraților. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, lăsați-vă un like. Și dacă sunteți pe canal, abonați-vă. Ajutați-mă să strâng cât mai repede 500 de abonați. Iar eu vă mulțumesc din suflet pentru tot suportul vostru. Noi ne vedem data viitoare. Până atunci, toate cele bune. Bye, bye!